Mai mulți locuitori ai orașului Otaci s-au luat la pumni în plină stradă. Totul ar fi început de la un incident care s-a produs acum 3 zile, când un grup de adolescenți au fost bătuți de câțiva bărbați în stare de ebrietate. Situația a ieșit de sub control joi dimineață, când mai mulți oameni s-au încăierat. Potrivit primarului orașului Otaci, Dumitru Zavrotski, neînțelegerile dintre cele două tabere se tot coc de o perioadă de timp. Acesta ne-a spus că tensiunile s-au încins în ziua în care au fost bătuți doi adolescenți. Oamenii au decis să iasă în stradă pentru a-și face dreptate și s-au luat la pumni, susține edilul. Am reușit să vorbim cu mama fetei care se afla cu cei doi adolescenți în momentul în care au fost atacați. Femeia ne-a povestit că totul s-a întâmplat în timp ce fiica ei, împreună cu doi băieți, au pornit la o plimbare spre râul Nistru. Pe drum, câțiva bărbați beți s-ar fi agățat de fată și i-ar fi luat la pumni pe prietenii ei. Potrivit femeii, cei doi adolescenți s-au ales cu mai multe traumatisme, iar unul dintre ei se află acum la spital. La adunarea improvizată din această dimineață a asistat și ea. Atât femeia cât și primarul orașului susțin că, în timpul încăierării, cineva ar fi pulverizat cu spray lacrimogen. Iar printre cei care au avut de suferit este și președintele raionului Ocnița, Iurie Plopa, care a venit pentru a aplana conflictul. Am încercat să-l contactăm, dar acesta a fost de negăsit. Potrivit poliției, circumstanțele în care s-au produs incidentele încă se stabilesc.